Bună ziua, oameni buni! Bună ziua! Astăzi se încheie prima etapă a concursului Cozonacul de Aur, ediția de Crăciun! Aflăm ultima concurentă care va intra în semifinale. Ciucă! Ești pregătit? Ultima care va avea șansa să lupte pentru marele trofeu. Două tineri artiste din Moldova și aduc o emoție cozonaci în fața jurului și în fața noastră. Oameni buni, să vedem ce decizie vor lua domnul Nea Vasile, Alex Cârțu, pentru că începe un nou duel savuros la Cozonacul de Aur, ediția de Crăciun. De Crăciun, credeam că nu știi. Sărbătorile încep cu miros de cozonac. Rubrica sponsorizată de Dr. Oetker. E timpul să-i primim pe arbitrii. Iar dacă primul jurat s-ar fi apucat de arhitectură și nu de cozonaci, sunt convins că ar fi proiectat ciucă și chiar construit marele zid chinezesc, piramidele și chiar casa poporului. Să intre cel mai mare creator și constructor de cozonaci, domnul Nea Vasile. Bună ziua, bine ați venit alături de noi. Așa, măi, Cătălin. Am zis că ești constructorul cozonacilor, vede, și cozonaci faci mata, casa poporului ai fi făcut. Ce faci, cum ești? Bine, de la bine în sus. Mata, cozonacul mata, îți dai seama că e a 8-a minune a lumii. Băi, Nea Vasile, îmi place de mata, ești în forță. Stai să-ți aranjezi microfonul, merge treaba? Merge. Sfârâie, zbârne. Perfect, vreau să fii sincer cu mine. De la Cotroceni au sunat cozonacul domnul Nea Vasile, da. Nu trebuie Palatul Parlamentului. Toate direcțiile, de sună telefoanele. Am înțeles, perfect. Domnul Nea Vasile, șeful cozonacilor pe România, luați un loc. Nea Vasile, săptămâna viitoare două semifinale și finala. Astăzi hotărâm ultima semifinalistă. Să ne concentrăm. Iar dacă următorul jurat s-ar fi apucat de pictură și nu de bucătărie, sunt sigur că ar fi pictat plafonul Capelei Sixtine și ar fi fost autorul unor opere precum Gioconda, Cina cea de taină sau chiar Carcuboi. Să intre cel mai mare artist modern al aragazelor și cuptoarelor, șef Alex Cârțu! Cu asemenea introducere nu mai am ce să mai zic. Salut! Te salut! Ce faci? Mă bucur mult să te văd, mă simt onorat. 200.000 de vizualizări la rețeta de cozonac, dar vreau să vă mulțumesc din tot sufletul. Am atins 200.000 de vizualizări. Deci pe canalul de YouTube Bun de Copt, unde intrați acolo și abonați-vă. Și vreau să te întreb ceva, dar vreau să fii sincer cu mine. Ești bucătar militar azi sau ce? Da, de la... Culoare. De la... La popote. Culoare, deci ești de la popote. De la popote, exact. Exact. Ai venit la războiul cozonacilor. Bravo, da, Alex Cârțu. Merge bine treaba? Merge. Perfect. Merge. Maria, ce face? Uite, tocmai a terminat un eveniment și strângea după mine. Am înțeles. Deci lași mizerie în urma ta. Un pic așa, nu. Perfect. Foarte. Domnul general, să luăm un loc. Să mergem mai departe, pentru că dacă n-ar fi fost actriță, credeți-mă, ce ar fi făcut ciucă? Aici am fi avut arhitectură. Aici am avut pictură. Ar fi fost o zână. O zână. Ei bine, avem un jurat special. Este o actriță care a creat niște minuni care nu se compară cu nicio construcție celebră și cu nicio operă de artă faimoasă. Minunile la care mă refer sunt băiețelul ei Vlad și fetița ei Lia Bucuria. Așadar, simpatica, frumoasa, talentata Dana Rogoz. Bine te-am regăsit. Bună, Dana, ce faci? Foarte bine, mulțumesc de invitație. Foarte bucur, bine, mă bucur mult că ești astăzi alături de noi, arăți extraordinar. Mulțumesc. Am văzut și la tine pe Instagram, numai o secundă, când oamenii erau întrebați pur și simplu legat de lungimea părului. Așa sau culoare, nu? Da, culoarea este naturală. Exact. Deci, practic nu poți da foarte multe sfaturi aici. Mă bucur mult că ești cu noi, arăți senzațional. Mulțumesc. Băi, ai fost în Laponia? Am fost și este am minunat. Văzut, ai prins aureola boreală? Da, am prins aureola boreală. Doar 3 nopți am stat și înțeleg că sunt alții care merg 10 ani la rând să o prindă și am avut pur și simplu un noroc fantastic. Nu pot să cred, ce l-ai găsit și pe Moș Crăciun? Da, Moș Crăciun cel adevărat, care vorbește inclusiv în limba română. Nu cred. Da, pentru că Vlad mi-a explicat, e normal să știe toate limbile pentru că citește toate scrisorile. Și ce a zis că o să vină? Evident. Da, a spus că ne vedem curând. Mamă, de ce bine! Da. Iată, ești Lia Bucuria și stai să vedem imaginea aia cu... Uite, băi, ești nebun, deci da. Se duc 10 ani la rând să prindă chestia asta și nu prind? Am stat doar 3 nopți acolo și, practic, în a treia noapte urma să stăm exact în acest un fel de iglu, să spunem, din sticlă, adică toată camera era vitrată, cumva, tocmai pentru a putea vedea aurora, dar... renunțasem sincer la idee, tocmai pentru că aflasem că se vede destul de rar și am zis nu contează, să mă bucur de stele, să mă bucur de zăpadă cu copii și la un moment dat, pe la ora 10 și jumătate seara, așa, 11 fără un sfert, când Radu deja se pusese la somn și cei doi copii se frusteau pe lângă mine,
am început să văd, am zis nu, nu, nu pot să cred, am început să mă mișc, am zis că poate că se reflectă ceva în geam, am zis nu, și? Asta e, Radu, trezește-te! Eram în pijama, erau minus 26 de grade și scria feels like minus 32 okay, de grade. Ok, afară, adică? Afară, desigur, nu în cameră, ah. Slavă Domnului. Nu era chiar un iglu, era da. Un fel de iglu. În fine, ideea e că la temperatura respectivă totuși mi-am permis să-mi iau doar geaca pe mine pentru că eram atât de entuziasmată, și pentru că mi se împlinește superbe. Un vis, da, încât am ieșit inclusiv afară să fac fotografii și este e spectaculos, e o senzație incredibilă. Bravo, mă bucur mult de tot. Da, a fost dar foarte ce a zis Moș Crăciun? Îi plac cozonace? Să-l așteptăm cu o felie de cozonac, cu lapte, știi cum e? Obligatoriu. Obligatoriu. La mine tot timpul mănâncă. Nu tot timpul, nu tot și îl înțeleg. La mine pentru... papă tot. Da? Da. Păi de-aia, după aceea vine la mine înseamnă. Da, da, da. Te trece vine... pe la tine și chestia e că normal e să tu l-om. Da, exact. Tot timpul mai lasă puțin. Exact, așa zic și eu. La mine papă tot. Bun, mulțumim mult, Dana Rogo, superbă, care de fiecare dată te rog să iei un loc. Imediat cunoaștem și cele două concurente, dar până atunci vreau să vă spun că azi noapte am găsit o pisică, ai pozele ciucă. Am găsit o pisică în zona Dorobanție, mai exact pe strada Bruxelles. Și ce credeți, era cățărată într-un copac. Mi-e unat de mama focului și m-am gândit că ar fi păcat să o las să fie a nimănui. Și vreau să vă spun că pisica aceasta sunt ce ai făcut picu... prima dată cu ea, Ana? Cui mașină ai băgat? Am băgat-o în mașina lui Ciucă. Ciucă a zis că nu. Dar sunt întorci, bă, Ciucă, și tu cu... ai pus-o într-o parte, așa. Așa mi-ai trimis pozele. Uite. Deci pisica aceasta am găsit-o aseară în zona Dorobanții, Bruxelles. Dacă vreun stăpân a pierdut-o, dacă cineva a pierdut-o, știu ce înseamnă să îți lipsească animalul drag. Trimite-ți-ne mesaj pe numărul de WhatsApp sau pe Instagram, Cătălin Măruță. Am pus acolo la Insta Story mai multe povești cu această pisică. Cătălin Măruță pe Instagram. Lăsați-mi mesaj dacă e pisica noastră, cu mare drag o aduc. Dacă nu, am pisică, oameni buni. Am pisică. Bravo! Felicitări! Mergem mai departe! Cele două concurente artiste de astăzi vin ambele din Moldova, dar una dintre ele face cozonac după o rețetă din Bucovina. Este vorba despre artistele Andreea Romila și Laura Lungu. Să le vedem la treabă, iar apoi le poftim aici. Așa că, atenție mare! Laura, ești pregătită? Eu, sincer, da. Eu am auzit că la Suceava se fac cozonaci bune, așa că s-ar putea Iașu să ia bătaie astăzi. Ei, o să vedem. Știi, fiecare cozonac are gustul lui. Eu am adus un cozonac din Bucovina, am preluat rețeta de la soacra mea. Sunt Laura Lungu, am 27 de ani, vin din Fălticeni, dar astăzi voi găti un cozonac bucovinean. Eu n-am luat rețeta decât de la mama mea și am venit cu caietul ăsta pe care mi l-a făcut soțul meu cadou. A zis că în speranța că o să-l umplu cu rețete, rețete pe care o să-i le gătesc, bineînțeles. Și tot el mi-a zis, da, mi-a zis să-i transmit lui Măruță, să facă la anul sărmăluța de aur, că nevastă s-a trebuit să învețe să facă și sarmale. Deci, Măruță, te rog eu frumos cu sărmăluța. Sunt Andreea Romila, am 24 de ani și sunt din Răducăneni, județul Iași. Vorba multă, sărăcia lăutarului și nu mai crește cozonacul. Hai la treabă, da. Nea Vasile e geană pe noi, deci tata cozonacilor din România. Vă dar tu ai mâncat vreodată chiar? Piți indulgent cu noi. Noi suntem proaspăt măritate și avem nevoie de un imbold, așa. Chiar așa mi-am dat și verigheta jos pentru cozonacul ăsta. Dar i-am zis... De fiecare dată fac asta. Mi-am zis lui bărbatul meu, vină să-ți dau verigheta înapoi. Ce nu fac eu pentru Nea Vasile să ne dea premiul nou? Deci dacă mă vede soacră mea acum ce fac, vai de mine. Ia să vezi. Nimic bun. Să mă uit, mă lași? Uite-te, hai. Ia uite ce fac aici, așa se e bine până aici. Da, ai bun, nu? N-am ai pus tot laptele, lapte? Că la... Nu, nu, nu. Vezi, eu am alt secret. Soacra mea este cu ochii pe mine, așa că îmi doresc din tot sufletul meu să nu fi văzut nici măcar o greșeală. Hai, Laurica, ia uite ce frumos mi-a ieșit mie. Ia să văd. Ești în urmă. Nu, sunt în urmă. Sioleacă, ia uite ce culoare are. Numai tu zici că ai ingrediente eu de la Bucovina. Eu ți-aș pune ceva, dar nu, mie mi se pare un pic cam moale. Ei, lasă, dragă! Deci mai bine, mai încet și mai atent. Andreea nu prea are încredere în forțele ei. Hai, Laura, hai, ia uite la mine, s-a dus pe ulei, cum s-ar spune. Ia să văd. Zi. Foarte fain. Da. Vezi, poate mai... mil de ochi și crapă de ciudă. Știi ce mi-a zis mie bărbatul meu? Ce ți-a zis? M-a întrebat într-o zi, zice...
Auzi, dragă, dar tu știi care e cel mai scump lucru din bucătăria noastră, care nu face absolut nimic? Eu și am zis știu. Că nu. Și a zis că nevastă-mea, adică eu. Știam răspunsul. Eu zic că am frământat destul, poți să-mi dai o părere? Greu, Laura, greu, deci păi Bucovina la voi, așa la? Încet, numai încet, numai încet. Păi mă vede lumea de acolo și ce spune, uite, bate vezi? Joc Laura de rețeta deci, la noastră. Deci la ce harnic a fost Laura, deci uitați un pic și pe fața ai făină. Astăzi Andreea a fost mai ceva ca o soacră, tot stătea cu gura pe mine, că mă laud, că eu știu să fac cel mai bine cozonaci. Eu nu mai adaug zahăr pentru că am adăugat deja în albușuri. Tu cum procedezi? Sincer, pui și separat? Mie la cât de mult îmi place cum arată, eu aș lăsa-o așa, doar că soacra, că, na, știi cum e, geană pe noi, zice că trebuie și cacao, zice că trebuie și esență de rom și tot așa. Și o să le pun. Ce am să fac? Să știi ce aici. La mine putea să crească mai mult de atât, să știi. Ia să văd. Ia să vezi. Stați. Și să nu crezi. Da, ce frumoasă-s. Zice țuleac. Ia, Nea Vasile, ai mai văzut gospodina așa frumoasă? Așa pricepută? Așa moldoveancă. Ia zi, trofeul la Iași, Nea Vasile la Iași, că am făcut cel mai bun cozonac posibil, existent pe fața pământului. Deci nici cu mătra Laura nu vine cu așa cozonac. Eu zic că da. Lasă. O să vedem verdict. Andreea a zis că vrea să câștige. Eu am venit să mă distrez și să le arăt tuturor că eu chiar știu să fac cozonac. Eu n-am pus prea multă cacao pentru că am mai urmărit ediții precedente și unii concurenți erau criticați. Degetul ăsta trebuie să stea așa, ăsta așa și apuci odată așa și pac! Eu trebuie să-l întorc pe cealaltă parte, să mai pun puțină făină și să-i dau forma finală. Laura, l-ai întors pe toate părțile, l-ai întors. Momentul adevărului a venit, așa că hai să vedem ce a ieșit. Hai să vedem. Doamne, ajută! Zi-mă, o leacă, mă! Ia uite un pic! Dar mai cu forță. Nu, că nu vreau să... Wow, wow! Ce ziceți? Nea Vasile, Alex, venim în platou.
Vă așteptăm, fetelor. Andreea Romila și Laura Lungu sunt acum aici cu tot cu cozonaci. Să le primim în aplauze! Haideți, fetelor! Ce bine arătați! Perfect, ok? Mă bucur mult de tot. Vedem cozonacii. Vreau să puneți câte unul pe masă, cel pe care vreți să-l duc la tăiat. Haideți, haideți, prietenele noastre moldovence. Ia să vedem. Fiecare cozonacul pe care vreți să-l ducă la juriu. Haideți. Asta e cea mai grea. Păi da, dar tu e cozonacul tău, tu alege ce trebuie să meargă să vadă juriu. Haide, Andreea, haide. Amândoi arată așa bine că nu știu ce să aleg. Stai, stai să-i hotărăște de Laura. Nu mă poți ajuta? Tu ai făcut cozonac după rețeta din Bucovina, nu? Păi da, păi cum să fi venit cu altă rețetă, doamne? Perfect, ăsta este cozonacul tău, da? Iar ăsta este cozonacul Andreei. Ăsta îi punem deoparte aici, nu de alta, dar juratul nostru, Dan Arogos, pleacă acasă cu un cozonac. Oh, perfect, ca să aibă cu ce să-l aștepte pe Moș Crăciun. Deci acesta este cozonac moldovenesc adus de Andreea, priviți-l! Acesta este cozonac moldovenesc cu după o rețetă bucovineană. Este bucovinean adus de... chiar, măruță. Știi moldoveancă? Eu sunt moldoveancă și cozonacul e din Bucovina. Adică am preluat rețeta de la soacra mea. No, bine tu, mama soacră! Iată cozonacul aici în fața juriului. Uitați-vă puțin la el, avem foarte mult timp. După care îl tăiem, da. Și după care jurizăm. Haideți ca să nu pierdem timpul. Arată bine cozonacii? Arată foarte bine. Arată bine. După mine? Care vă place cel mai mult? Care ar putea să primească o notă de trecere din prima? Îmi place, am bronzat el așa, dar îmi place. Nu înțeleg ce ai cu bronzații. E vitamina D, asta înseamnă bronz. Da, în asta te ajut, da, pun aici. Rog, vitamina D înseamnă bronz. Arată bine? Arată bine, binișor. Bine, binișor. Binișor e ceva, Nea Vasile, bine e altceva. Ca o pâinică arată asta așa. Ca o pâinică. Bravo. Haideți să vedem. Asta este făcut de tine, Andreea, da? Bine, da. Perfect, toată noaptea ai muncit la el? În fiecare seară de când m-am înscris la concursul ăsta am făcut cozonac, era mahalaua mea disperată. Perfect. Laura, la tine? E pentru prima dată când faci cozonaș pentru concurs sau ai mai făcut până acum? Dar cum să fie prima dată, Măruță? Eu ți-am mai adus acum 3 ani, nu? Nu-ți mai amintești? Eu fac de mică cozonaș, dar acum adică mi-am schimbat... Adică ani ai fost la concurs? Nu am fost la concurs, tu mi-ai propus atunci să vin și acum a venit ocazia. Au venit cu cozonacul, soacră-s. Am venit să aflu părerea juriului. Perfect, oameni buni, așa arată cozonacul Andrei. Așa arată cozonacul Laurei. Rămâneți să hotărască juriul care e mai gustos și care merge în semifinală. Fetelor, știți, una pleacă acasă, una merge în semifinală, corect? Da, dar știi care e partea bună? Care? Că mai venim la tine fără cozonac. Perfect, ideea e că ce vreau să le spunem celor care se uită la noi e că amândouă sunteți măritate, corect? Și soții voștri ce sunt? Am venit cu verigheta. Ce sunt soții voștri? Tot muzicieni? Da, soții noștri bucătari. Cum? Bucătari. Al meu e muzicant și muzicant profesor și pescar. Bogdan, pescar, ce ai mai zis? Muzicant, profesor. Și profesor. Iar la tine soțul tău e în orchestra armatei, nu? E în orchestra armatei, e bucătar, e manager, e tot. Mamă, are salariu mare. Da. Ok, perfect. Iar tu vorbești franceză? Predai și franceză? Oui, j'en sais le français. Oh, yeah, oui, m-am zis. Bien, rupă pe franceză. Andreea, tu ai terminat dreptul din câte știu, nu? Și vrei să fii avocată? O să fiu. O să fii. Da, bravo. Am vrut să vi le prezint un pic pe cele două participante ca să le cunoașteți. Fetelor, uitați-vă un pic așa să vă vadă moldovenii, bucovinenii, ardelenii, oltenii.